dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Bună dimineața, dragii mei. Este 1 martie. Vă vine să credeți? Mie nu. Sincer, nu-mi vine să cred că au trecut deja 2 luni din 2021 și intrăm în a treia, cea mai frumoasă lună din an. Mie așa îmi place să cred că luna martie e cea mai frumoasă lună din an. Și nu întâmplător spun asta, pentru că eu sunt născută în luna martie și iubesc primăvara, am senzația că în această lună totul reînvie la viață. În general, după o iarnă grea. Acum, o iarnă grea e discutabil în 2021. Și astăzi, de 1 martie, la noi, la români, se împart mărțișoare. Asta în cazul în care ați uitat. No, dacă ați uitat, treaba mea e să vă aduc aminte. Degeaba mă trezesc la orele 3 și astăzi fără, puțin, 3 și un pic, să... Da, bună dimineața, Rosi! Vezi, nu întâmplător, uite, să aducem aminte că astăzi se împart mărțișoare. Nu e ambisect, deci femeile nu dau mărțișoare la bărbați, cum e obiceiul la noi, la români, și femeile primesc astăzi mărțișoare. Acum, mărțișorul este considerat simbolul primăverii, al reînvierii la viața a naturii. N-o spun eu, spun alții mai deștepți ca mine, că n-a ce să fac și eu, copii pe alții, că nu mă duce neuronul să fac, să mai inventez odată roata. Acum, mai puteți de curioși. Roxana Olșanski deja de ieri a dezvăluit pe pagina ei de Facebook că astăzi va fi la 1 TV. Bună dimineața! O super dimineață, după cum spui tu. Așa sper să fie o super dimineață și să continuăm cu o super zi. Și lângă Roxana, bineînțeles, Florin Mureșan. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Eu am venit pregătit, pentru că mulțumesc, e mărțișor și e și luna florilor, le-am combinat, mulțumesc, 2 în 1. Mulțumesc mult de tot! La mulți ani, doamnelor, să fiți sănătoase. Știți că de obicei mărțișorul era mânat de ficiori, așa cum a spus, și reprezenta un talisman, de fapt. Și pe lângă asta, el venea însoțit de urări, de bine, de sănătate, de prosperitate și așa mai departe. Să le aveți pe toate! Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim mult de tot! Și cum nu putem aduce mărțișoare fizic pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, atât pe pagina de Facebook, cât și pe pagina de YouTube a postului 1 TV, cât și pe pagina mea de Facebook, pe pagina mea personală, Pop Maria Ioana, pentru cei de acasă care sunteți în fața televizoarelor, m-am gândit eu să fac o derogare de la regulă și astăzi să nu fie cu sport. Astăzi să fie cu mărțișoare. Cu mărțișoare pentru toți cei de acasă. E, uite, facem o derogare și dăruim mărțișoare și bărbaților în această dimineață. Și m-am gândit eu să facem un mărțișor, o emisiune cu mărțișor muzical, să spunem așa, să fie o zi altfel. Oricum e o zi altfel, pentru că cei doi invitați ai mei sunt altfel, dragii mei, și îi leagă ceva miraculos. Un mărțișor pe care îl primești cumva unic în viață, prietenia. Lipsește cineva din grup, o salutăm pe doamna Adriana Trif. Promit să dăm play din nou când se poate, timpul nu ne permite în cazul doamnei Adriana să fie alături de noi, dar promit să revenim și să refacem emisiunea și cu ei toți trei. Dragii mei, Roxana, noi am discutat în emisiunea care a fost dedicată zilei de naștere, acum nu mai e o surpriză a domnului Florin Mureșan, că
Pe voi vă leagă o prietenie de 30 de ani. Un mărțișor așa binecuvântat, să spunem, că așa e, dreptate. Îl primește odată în viață, că prieteniile astea nu se leagă la tot pasul. Corect, mai ales că fiind vorba de o prietenie între un bărbat și o femeie, lumea de multe ori a fost reticentă și ne-a întrebat, dar voi formați un cuplu și în realitate? Noi n-am format niciodată un cuplu și în realitate, însă am fost cunoscuți și recunoscuți, cel puțin pe plan local, ca un cuplu celebru în viață încă, și anume Roxana Olșanski și Florin Mureșan, peste tot unde apăream știa lumea că cine suntem. Și după cum am spus, chiar dacă drumurile noastre la un dat s-au despărțit, că așa e viața, prietenia noastră a continuat și cred că asta este cel mai frumos lucru pe care poți să-l împărtășești cu cineva. Interesele noastre sunt aceleași, comune, și anume muzica, iubirea de public și perpetuarea, transmiterea tinerelor generații a principiilor noastre, și încercăm să-i educăm și să-i formăm să fie, din punct de vedere calitativ, unde ne dorim și noi să fim. Și continuăm să mergem mai departe. Aștept cu nerăbdare să ne chem când împlinim 50 de ani de prietenie. Doamne, ajută-ne să fie cu noi, să ajungem, să facem încă 20 de ani, abia am făcut un anișor și venim, dragă, la majorat. Venim la majorat. Am înțeles. Mulți înainte. Mulțumesc mult. Da, tu îmi dorești ca eu să mă trezesc încă 20 de ani de acum încolo. Dar de ce nu? Asta te păstrează tânăra și minunată. Oh, trezitul de dimineață. Zici că ăsta-i secretul? Da. Păi și dacă ăsta-i secretul tinereții, dragii mei, înseamnă că mă așteaptă 20 de ani de trezit de dimineață, așa la 3 fără 3 și un pic. Se pare că eu funcționez bine așa la primele ore ale dimineții, ca să nu spun, le stric nervii unora, că deja ajung să nu mă mai suporte, știi? Adică începem să glumim și să râdem, mai facem haz de necaz. Da, un mărțișor pe care îl primești o singură dată în viață, și sunt și eu binecuvântată cu astfel de prietenie, nu chiar cu una, chiar cu două, trei, să spunem așa. Mă leagă prietenie de Corina, pentru asta și înțeleg prietenia dintre voi, și prietenia cu Florina și cu Mona. Am eu un cerc, într-adevăr, aveți de prietene. Triunghi, nu numai noi. Dar să știi că, într-adevăr... La noi e triunghi, la alții e cerc, să fie clar. La voi chiar triunghi, la noi e cerc. Nu știu dacă e triunghi sau cerc, dar clar e că prieteniile astea te vezi odată la două săptămâni, trebuie să plăm bine, nu-i cazul Corinei. Cu ea ne vedem zilnic. Și dacă cred că au fost ani în care nu ne-am văzut decât poate de două ori pe an. Nu cred că neapărat faptul că te vezi cu cineva se menține o prietenie. Știi pur și simplu că prietenul tău e acolo pentru tine în cazul în care ai nevoie. Și chiar dacă te auzi poate doar la telefon, Florin nu mai locuiește acum undeva și ne vedem mai rar. Dar asta nu înseamnă că distanța a pus o distanță și între sufletele noastre. N-are nicio legătură faptul că te vezi în fiecare zi sau te vezi odată la 3-4 luni. Asta e foarte greu de înțeles pentru unii, eu am observat asta. Ce înseamnă pentru un bărbat să ai o prietenă așa 30 de ani, să știi că există acel umăr, indiferent cum te încearcă viața, există un umăr pe care să poți da două lacrimi și bărbații plâng uneori. Câteodată. Așa spun câteodată. Cei de la holograf, mă rog, acum ești mai bine. Da, e normal, extraordinar, dar să știți că, în general, asta cu plânsul, noi am avut parte și de necazuri în viață. Corect. Și am trecut peste ele. Nu știu dacă astea ne-au legat cel mai mult, pentru că de obicei așa se întâmplă. Cred că toate au făcut parte dintr-un pachet. Bucurii, necazuri și așa mai departe le-am trăit împreună. Pateu cu gogoșar din deplasări. Le-am gestionat împreună. Cum am știut, vă dați seama, în atâția ani am pornit din tinerețe, acum... Tot din tinerețe suntem, puțin frumos. Suntem mai maturi, măcar în gândire. Și uite că încă rezistăm. Și de ce să nu rezistăm? Pentru că ne-au legat lucruri frumoase. În primul rând, pasiunea pentru muzică, de aici a pornit totul, din Școala Populară de Artă. Eu aveam 14 ani, tu aveai 16. Deci, exact cum am spus, la porțile afirmării, unde exact. Am rămas încă, nu? Exact. Și
au urmat ani în care ei îi place să spună că noi ne-am separat drumurile. Eu cred că s-au aglomerat puțin în ultimul timp. De fapt, ăsta e adevărul și da, ne vedem puțin mai rar. Dar asta nu înseamnă că nu păstrăm aceleași sentimente în suflet, exact cum a spus. De asta spun, că de multe ori se întâmplă să nu vorbim. Eu sunt, după cum ți-am spus și aseară când m-ai sunat, veșnic într-o alergătură și o repetiție, Florin pe cealaltă parte lansează clipuri. Am auzit că ne-ai adus un mărțișor. Da. Muzical. Ok. Tocmai de l-am dat. Și atunci e firesc să, cumva, mai ales dacă nici nu mai locuim în același oraș, să ne vedem mai rar. Dar întotdeauna, când a fost mai greu, că de obicei atunci îți aduce aminte, îl sun și întotdeauna îmi răspunde când are nevoie de un glas cunoscut, nu neapărat un număr pe care să plângă, că noi nu ne sunăm doar ca să ne plângem, ne sunăm și ca să împărtășim bucurii. Și atunci întotdeauna numerele noastre de telefon au rămas aceleași de atâția ani de zile și cred că chiar dacă lumea, mă repet, n-a înțeles de ce se poate lega o asemenea prietenie într-o femeie și un bărbat, nefiind nicio alt ascunziș în spate. Cred că tocmai asta este secretul, faptul că n-a fost niciun ascunziș în spate. Și sentimentele noastre au fost clare de la început și modul în care manifestat a fost clar de la început. Pe vremuri, când eram mai copii, mai tineri, să spun așa, chiar ne se spunea, când cineva ne întreba dacă suntem în cuplu, ne spuneam nu, suntem ca o soră și un frate. Florin a fost fratele pe care nu l-am avut niciodată. El a fost mai norocos ca mine pentru că a avut frați, respectiv o soră. Eu nu am avut și atunci cumva am găsit în Florin un frate. Așa v-am cunoscut, n-o să uit niciodată cum v-am cunoscut în parcul cetății. Vă pregăteați să intrați pe scenă. Pentru mintea mea, nouă în presă, atunci chiar eram nouă, Rosi, în presă nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă. Mi-aduc aminte că plecam pe teren și tot sprijinul meu era rockerul Ovidiu Iancău, care mă punea la curent cu ce se întâmplă. Și astăzi mai am eu lipsuri în lumea mondenă a Devei, da, atunci eram total paralelă. Și mi-aduc aminte cum i-am cunoscut, se sărbătoreau 50 de ani de căsătorie, cei doi urmau să urce pe scenă. În mintea mea blondă se crease un blocaj. Nu înțelegeam de ce actrița Roxana Oșanski urmează să intre, ce se întâmpla. Și domnul Florin Mureșan îl cunoșteam de la ședințele de Consiliu Local. Nu înțelegeam nimic din tot ce urma să se întâmple, dar au fost finalul. Momente, da, au fost momente remarcabile. Nu să pot să trec peste acel moment prea ușor. E o chestie foarte interesantă. Dacă încă reușim să șocăm, e bine. Da, ai văzut după 30 de ani încă avem ceva. Și în mod pozitiv, din câte am înțeles, nu? Da, da. Și pentru asta tot... Da, pentru... Deci când am auzit prima dată cântând împreună, pentru mine a fost un șoc. Uite, deja Rosi ne face surprize, îi mulțumim. Deja rulează poze din ani. Asta da. 30 de ani de asta. Coli Vasilache, zice Oli Rosi. Și prietenii. Da, Oli și... Rosi deja recunoaște dintre Cosmin, cei din Marcel, poza. Ciobi. Așa, Oli Vasilache, care acum este în Italia. Marcel pe la București, cu ceilalți doi mă mai întâlnesc din când în când și, bineînțeles, diva noastră, acum, Roxana. Lipsa blana de urs. Da, că ursul era aceea, acolo. Pe vremea aceea cântam rock, da, să se știe, da? Corect. Deci, în acea perioadă, voi cântați rock. Da, da. Trupa se numea Oli și Gemenii. Așa. Nu știu de ce n-am făcut gemeni, nu dar... Nu știu, că eu sunt Leo Florin Vărsător, dar împreună am format un cuplu de gemeni. Să procedăm. Nicolae Ciulei ne trimite, da. Hai, ne trimite tot felul de avataruri, vă salută. Noi salutăm. Adriana Oprean vă trimite un avatar cu foarte multe inimioare. Loredana Costescu scrie: bună dimineața, mă bucur să vă ascult și vă iubesc. Și noi vă iubim și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Surioara mea, și eu te iubesc.
Da. Te-ai trezit așa dimineață? Pentru mine, sper, nu? Normal, normal, că a văzut de ieri că am postat. Și pentru prietena mea, Roxana. Auzi, a văzut da. De ieri că am postat și a preluat și a postat. Eram convinsă că o să fie pe fază și o să ne urmărească. Stai un pic, că e și Corina Costea cu ochii o pe noi. O salutăm și pe Corina Costea. Șefa cu ochii pe noi, asta nu-i de bine. Să rămână, e de bine, cum să nu fie de bine. E bine că azi oferim mărțișoară. N-ai spus că azi oferim mărțișoară? Și nu facem sport. Cred că asta e un alt domeniu comun pe care îl abordăm amândoi. Da. Dar de ce? Nu se vede pe mine cât de mult sport fac? Ciun, amândrei nu facem sport. Când eu sunt cea mai leneșă din punctul ăsta de vedere, insist pe idee, am dragul de el, colegul meu de pe redacția de știri și, bineînțeles, știri de sport, mi-aduce tot câte un campion, câte un... Poate. Mâine, de exemplu, am o campioană mondială la sărituri invitată la Super Dimineața. O să vorbim și despre asta spre finalul emisiunii. Nu reușește nimeni. Nicol s-a chinuit un an de zile să mă convingă că dimineții în mișcare a renunțat la rubrică pentru că nu mi-a ieșit, așa că n-are rost să... Doamne, ce exemplu dăm din ciclul Nu faceți ca noi, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi pentru o viață sănătoasă. Dar tot pentru o viață sănătoasă vă rugăm să cântați minim 30 de minute pe zi. Nu cred că vreți să cânt eu 30 de minute. Dar de ce? Pentru o viață sănătoasă. A ta, nu neapărat a vecinilor. A ta. Aia da. La asta nu m-am gândit. M-am îmbrăcat în alb și în roșu. Am primit aici un mărțișor. Cine nu știe, porecla mea, colegii de redacție m-au poreclit pisii. Și am primit un mărțișor cu pisii de la AMA, o să-l por cu drag, așa ca o emblemă. Și uite, am un mărțișor pe care mi l-am cumpărat singură, e o ie și în tradiția românească se spune că ia e, poartă noroc. Și nu vreau să trec mai departe, că avem foarte multe chestii, povestim un pic și de mărțișor. De exemplu, ce știi tu despre șnurul de la mărțișor, Roxana? Știu că îl port cu mândrie în piept. Da, altceva. Șnurul de la mărțișor este împletit în două culori în mod deosebit. Alb însemnând lumina și roșu energia. Uite, o chestie care n-am și zis, totodată reprezintă și contopirea contrastelor, da? Cald, rece, lumină, întuneric, bine, rău și așa mai departe. Pentru că ele merg împreună. Da, vorbim despre 1 martie, despre tradiții care durează de peste 8.000 de ani. Corect. Și vă spun foarte sigur, pentru că din anumite cercetări care s-au efectuat la Schela Cladovei, la un moment dat au ieșit la iveală niște talismane care erau asemănătoare mărțișoarelor. Da, ele pe vremea aceea erau din pietre, cu pietricele pe ele, pietre vopsite în alb și în negru. Ulterior s-au modificat în roșu. Foarte frumos. Și datează de peste 8.000 de ani, da? 8-10.000 de ani, spun ei. Deci e clar că noi suntem aici de foarte mult timp și tradițiile, încă un lucru care probabil puțin dintre noi îl știm, pentru că nu prea suntem educați în sensul ăsta, astăzi începe noul an dacic. Corect. Da? Pentru că se pare că în 1691 Papa Inocenții al XII-lea le-a numit el anul nou în ziua de 1 ianuarie, pentru că așa a vrut domnia sa. Dar noi sărbătoream la 1 martie. Și este și logic, pentru că după cum bine se știe, anul nou vine cu noaptea de anul nou sau ziua de anul nou, vine cu o urare, și anume plugușorul, da, un rit, urmat de ritul semănatului, da? Și aici se vorbește foarte clar de plug care intră în brază. Vă dați seama că dacă ar fi fost iarna la 1 ianuarie, ar fi fost mai greu de realizat toate aceste lucruri. Noi încă le păstrăm, chiar dacă le-am mutat în timp și le-am dus în 1 ianuarie, dar le păstrăm pentru că le avem în ADN-ul nostru. Ne place, nu ne place, mulți mă fac pe mine dacopat, așa că e doar o mică paranteză, nu vorbesc foarte mult despre asta și e problema lor. Din punctul meu de vedere, ce avem în... că n-am mai avea în ADN-ul nostru, ci că sângele strămoșilor și așa mai departe. Eu cred că
există, numai că nu știm noi unde să căutăm. Uite, informațiile pe care tu le-ai, eu nu le știam, de exemplu. Da, este anul nou dacic, așa am vrut să încep emisiunea, să spun că pentru mine e Revelionul, nu întâmplător am purtat cărciula de vineri, de Crăciuniță. Bine, am purtat-o din două scopuri. Am vrut să spun și atunci că, de fapt, sunt sărbătorile de iarnă, dar am vrut să și aduc cumva în realitatea zilelor noastre acea bunăvoință pe care și acea iubire și dorință de a dărui pe care o simțim în perioada Crăciunului, pentru că era vorba de o fetiță care are nevoie de ajutorul nostru. Vorbim totul pentru Alexia. O să mai amintim despre asta. Foarte adevărat, sunt foarte multe scrieri că, de fapt, anul dacic începe astăzi, de 1 martie. Eu mai știu o legendă, am mai găsit. Firul a fost tors de Baba Dochia, în timp ce urca oile la munte. Firul mărțișorului este, de fapt, firul anului. Mărțișorul se poartă, teoretic, două săptămâni sau toată luna martie. Eu întotdeauna am purtat. Nouă zile sau până când înfloresc copaci, se spunea. Și așa, moment în care era aninat în copac cu dorințe tainice, spunea, își spuneau fiecare ce considerau că ar fi îndreptățit să obțină în anul respectiv, mă rog. Foarte frumos spus, mulțumesc divinității. Și vă mai spun ceva. Cineva... Bătrânele înconjurau casa cu acest jnur pentru protecția casei. Corect, da. Și sunt multe de spus. De altfel, uite, Roxana face niște urmări. Sunt documentat și spun de ce. Acum, pentru că astăzi, în episodul de astăzi, eu am un serial pe care îl desfășor în fiecare săptămână pe Facebook și pe YouTube. În episodul de astăzi vorbesc despre acest lucru și nu întâmplător, bineînțeles, pentru că era inevitabil pentru cineva care e preocupat de ceea ce fac strămoșii și ce au făcut și fac în continuare. Pentru deci că... de la ora 19? Da, la ora 19 astăzi. Am mutat de sâmbătă. Făinoșala de sâmbătă este făinoșala de luni. Te urmăream sâmbătă la 8, acum o să revin luni de la 7. Așa au hotărât prietenii mei, cei care au spus că sâmbătă sunt mulți plecați și n-au timp să urmărească și ar vrea să vadă în direct. Foarte frumos. Informația o să mai transmitem pe perioada emisiei, pentru că sunt ferm convinsă că mulți dintre spectatori vin mai târziu alături de noi. Deci, azi începe anul dacic. Eu sunt născut în această lună, nu întâmplător știu atât de multe și mă bucur că, uite, încă cineva îmi susține teoria. Și da, într-adevăr, s-au făcut foarte multe cercetări în ce privește acest mărțișor și este foarte important. Dacă astăzi, prinși de nebunia cotidiană, uneori uităm de tradițiile autentice și rămân așa foarte, să spunem, la îndemână, cumpărăm orice, mărțișorul pe care ți l-am dăruit, el simbolizează pentru noi la români încrederea, dragii mei. Este, să știi că noi români avem foarte multe tradiții pe care le-am uitat. Mie sincer îmi pare rău și încerc în fiecare emisiune să readuc un pic din realitatea vieții a noastră, a românilor. Am tot împrumutat noi tot felul de sărbători de pe la Unii și alții, să spunem așa. Da, bine. Uite, chiar mi-am notat că e adevărat, mărțișorul se agață într-un pom înflorit și pentru asta nu există o perioadă limită. Se poartă două săptămâni sau o lună. Se poartă atât până când înflorește sau până găsește acel pom înflorit în care să-l agăți și să-ți pui o dorință. Ama, nu știu, putem spune dorințele cu voce tare, să le împărtășim sau putem să... sau dorințele trebuie ținute secrete? Da, se spune că sunt tainice. Sunt tainice. Nu știu, dar cred că noi avem acest obicei și la zilele când ne sărbătorim ziua de naștere. Ne punem în gând dorința. Nu știu de ce se face așa. Probabil că ceilalți... Se spune că dacă sunt cu voce tare... Da, să nu-ți fură dorința. Fură dorința. Dacă spui cu voce tare... Cine ne fură dorința? Nu ne fură nimeni dorința.
Nu au curaj. Spiritușul. Eu știu că roșu și alb, spre deosebire că îmbinăm două energii, așa cum a spus domnul Florin în această dimineață, este sângele și zăpada. Și există cele două legende pe care, dacă mi le aduc eu bine în minte din copilărie, pe alea nu le-am notat, că eu, fiind obsedat, fiind născut în martie, pentru mine era un miracol. Și căutam tot timpul să găsesc. Și mi-aduc aminte că mergeam la bibliotecă și era acea legendă cu zmeul care fură soarele. Știți? Povestea. Știi? Da? Da sau nu? Nu. Eu nu știu. Zmeul fură soarele și un tânăr frumos, călare pe calare, îl readuce înapoi după iarna grea. E, în lupta cu zmeul, el se rănește și curge sânge pe zăpadă. Și de acolo apare mărțișorul. Asta este una din legende. Mai e una pe care o știi. E, nu întâmplător am ales prima melodie cu Roxana. Este o melodie, cred că numai bună pentru începutul de anul dacic, pentru că deschideți poarta soarelui și mai ales în interpretarea Roxanei și a copiilor, și a copiilor, da, asta de surâsul de copii, glasurile lor și titlul sugestiv, deschideți poarta soarelui. Nu puteam să-mi încep noul an, pentru că pentru mine astăzi e prima zi din an, decât așa, deschideți poarta soarelui. Ploi reci pe albe flori și ne rănesc pe apa fină. Cad uneori cu aripa umedă de nori. Porumbei rătăciți peste zări. Un soare blând răsare pe pământ și totul iar reînvie. Din vislezit se înalță peste infinit. Un sărut lumii dăruit. Deschideți poarta soarelui să poată răsări. Dâncul cer, senin și pur, din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui să poată lumina vocea tuturor și flux și zbor, cât timpul va dura. Nevrute nopți se culcă pe la porți și câte un gând ne mai doare. Ne vom uita la-alți zile aurit hotar, când pe cer va fi soare iar. Deschideți poarta soarelui să poată răsări. Pe adâncul cer, senin și pur, din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui să poată lumina vocea tuturor și flux și zbor, cât timpul va dura. Aud un mit dintr-un alt infinit, dansul solar ne dă viață, ne dă puteri să învingem cât ar fi de greu. Și în vis
că vom fi mereu. Deschideți poarta soarelui să poată răsări pe adâncul cer, senin și pur, din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui să poată lumina vocea tuturor și fruct și zbor, cât timpul va dura. Deschideți poarta soarelui să poată răsări pe adâncul cer, senin și pur, din ochii de copii. Deschideți poarta soarelui să poată lumina vocea tuturor și fruct și zbor, cât timpul va dura. Și am revenit în platou, să sperăm că astăzi vom avea parte de soare. Ne-am urmărit vremea. Vremea spune că va ploua și va fi zăpadă și nori și crengile la pământ, dar înăuntru este soare. Da, întotdeauna sufletele noastre vin babele. Acum avem parte de 10 zile de babe. Întotdeauna, în fiecare an, baba mea este în 5, în mod declarat, se știe. 5 martie, întotdeauna. Ce te leagă de 5 martie? Nu știu. N-aș putea să-ți spun. Pur și simplu, 5 martie este baba mea. Așa ai ales? Sau de obicei se spune că ar trebui să faci o... Dacă vorbim de numerologie, să aduni cifrele de la urmă, mă rog, în fine. La mine ar fi 13, 1 cu 3, 4. Păi și la mine atunci tot așa ar fi, că și eu sunt născută, tu ești în 13, eu sunt 31. Da, dacă îți place mai mult baba de pe 5, păstrează. Păi, baba de pe 5, nu se știe ce o fi pe 4. Că de atâția ani de zile tot cu baba de pe 5. Bine, și place în mod deosebit sărbătoarea mucenicilor din nou, dar deja nu știu dacă mai se consideră o babă. Alea sunt mai multe babe. Cred că bărbaților... O babă cu 9 mucenici. Fac 40 de pahare. Sau 40 de pahare. Foarte multe obiceiuri în perioada asta a anului și am spus, am promis că vom continua seria divulgărilor de ce înseamnă luna martie la noi, la daci. Pentru că nu putem spune că e la noi, la români. Păi românii au preluat din 1691 un alt început de an. Ca să înțelegem mai bine de ce începea anul, noul an la daci, mă rog, la strămoșii noștri în martie, trebuie să facem referire la calendarul cel al nostru, să zic așa, da? Neauș. Se știe că luna martie se chema mărțișor, da? Corect. De ce? Aici sunt mai multe de spus. În primul rând vine de la zeul Marte, care era ocrotitorul câmpului și al turmelor, zeu personificat de ai noștri strămoși și preluat de altfel de ulterior de către romani și transformat în zeul războiului odată cu expansiunea romană, armată. Așa s-au gândit ei să fie zeul războiului. Noi am preluat foarte multe de dincolo în timp și le-am asimilat foarte repede. N-am înțeles niciodată de ce. Deci sărbătorile de dincolo le preluăm și le asimilăm. Cele ale noastre le lăsăm undeva după prag ușii și nu vorbim prea mult de ele. Sau eu cred că de asta foarte rar. Și pierdut atât de multă. Încă la țară se păstrează, apropo de șnur, da? Culorile acestea și șnurul împletit se păstrează și pe steagul călușarilor, da? Pe bradul de nuntă și mai sunt pe ie și așa mai departe. Dar se vorbește prea puțin despre ele, din păcate. Ori, începea anul odată cu renașterea naturii, pentru că dacii noștri considerau... să zic așa, anotimpurile ca pe un ciclu, echivalentul ciclului vieții, da? Primăvara era nașterea, vara maturitatea, toamna bătrânețea și iarna mureau din nou pentru a renaște iară în primăvară. De aici și ideea lor că sunt nemuritori și asta vine și din învățămintele pe care le-a
pus în popor, sau mă rog, în strămoșii noștri, e zamoxa. S-a făcut liniște. Deci, da, savurez fiecare vorbă și, uite, încă o dată sunt binecuvântată. Nu întâmplător am insistat eu astăzi să facem emisiune de mărțișor. Mulțumesc! Cu mare mulțumesc drag. Mă bucur că am avut parte să le aud și eu, să mi le asum, pentru că știam, atât de multe am învățat, să spun așa, și am aflat în ultimii ani, dar sunt anumite cercuri în care se promovează aceste idei, în care poți să discuți aceste idei, și altele care te exclud din start când vorbești despre ele. Uite, eu lansez o invitație. Ce-ar fi să facem o emisiune pe tema asta, că mă tot rog, ba de Iancu, ba de Brilinski, ba de Nunu, ba de nu știu. Nimeni nu vrea să împărtășească cu mine taine ale poporului dac. Hai să, uite, lansez o invitație, hai să facem o emisiune doar despre tradițiile astea care au ajuns un fel de tabula rasa pentru noi. Nu o să înțeleg, vorba invitatului meu, nu o să înțeleg niciodată de ce nu putem vorbi liber și nu avem curaj, că până la urmă nu ne închide nimeni gurița, dar nu găsim curaj să punem pe tapet o istorie nescrisă, să spunem așa. De obicei există reticențe. Am urmărit astăzi, pe chiar dimineața înainte să vin, pe rețeaua de socializare, cea mai comună, nu trebuie să o menționez neapărat, un articol în care cineva vorbea despre comorile dacilor care au fost îngropate în râul Strei și descoperite de romani, duse în Roma, și bineînțeles acolo s-a făcut mare, era să zic chef. Tam-tam, chef. Mare lucru pe aceste comori, pentru că au scăpat toți de dări, au și primit bani din partea celor pe lui Traian, că el era pe vremea aceea, au mutat un deal, au construit columna pe el și așa mai departe. Ori în comentarii nimeni nu vorbea despre truda strămoșilor noștri de a aduna acele monede, da? Și acel aur, da? De a-l transforma în monede și așa mai departe. Era lăudat Traian cât era el de deschis la minte și ce a făcut el cu banii aia. E normal, dacă nu sunt munciți, poți să-i arunci și să faci ce vrei cu ei. E foarte simplu. Correct. Probabil de aici și reticența celor care nu vorbesc, pentru că părerile sunt foarte împărțite și sunt foarte mulți cei, pentru că noi așa am învățat în școală, da? Traian cu ciritorul care a venit, ne-a civilizat, noi eram niște barbari și probabil din scrierile prea puține care există, nu se știu multe despre poporul român. Puțin spun că Traian a spus, Herodot chestia asta a menționat-o, în momentul în care a venit să ne cucerească, a spus, mă întorc în țara străbunilor mei. De ce? Corect. Mă pun întrebarea asta, de ce să spună lucrul ăsta? Și să-l menționeze Herodot, adică nu am spus eu. Corect. De ce? E, uite, semnul ăsta de întrebare nu-l are nimeni. El mai au. Dar sau, mă rog, prea puțin. Da, prea puțin au puterea să-l recunoască și curajul. Și v-ați dat seama că mai aveți un punct comun? Da. Ce nu spune Florin este că el, acum câțiva ani, nu mai știu exact cât, chiar a făcut o nuntă dacică. Una dintre puținele, dacă nu chiar singura, din România. Da, au mai fost, da? Nu știu dacă înainte, n-am prea văzut pe net, dar după au mai existat. Trei am organizat eu și soția după, una la Târgu Mureș și altele în alte zone. Dar ideea este în felul următor. Și atunci am observat o anumită reticență din partea oamenilor. Pentru că n-au înțeles. Eu am găsit o modalitate de exprimare inedită, care de altfel era străveche, nu era nouă, da? Dar inedită pentru ceea ce trăim noi astăzi, da? În libertate de exprimare totală, de la îmbrăcăminte, la mâncare, am fost în aer liber, am organizat pe un deal la Detunata, sunt multe de povestit despre asta, există și un filmuleț pe YouTube, cine vrea să vadă câteva imagini sunt acolo. Dar am, fiind eu, mi-am permis, fiind la a treia nuntă, la a treia căsătorie,
mi-am permis să fac acest lucru pentru că deja văzusem fastul, văzusem eticheta, văzusem, cântam la atâtea nunți unde chiar am explicat într-un, să zic așa, un interviu la o altă televiziune ce am trăit eu cu Roxana la un moment dat când am observat un tort pe jos dimineața și niște urlete din partea miresei că nu era culoarea care trebuie și... Multe am trăit. Noi eram contrariați, că nu înțelegeam de ce nu mai există tort la nuntă, pentru că așa vrut mireasa. De fapt, nu erau culorile care trebuiau, dar au încurcat tortul. Eu sunt convins că nimeni de la mese n-ar fi știut că trebuie să fie roz cu nu știu ce culoare, nu albastru cu nu știu ce. Adică se bucurau de felia aceea de tort oricum, da? Ori mireasa a hotărât să trântească tortul de pământ. Ori sunt atâtea lucruri de și etichete și ținut aceea obligatorie și faptul că ai noștri prieteni au avut la masă temirce și noi trebuie să avem altceva. Nu putem povesti în emisiune ce am mâncat la un moment dat. Pur de blă de torte blă. Adică zeamă de cerap cu mămăligă și cu ketchup. Cam așa era. Tot felul de nebunii. De-a lungul anilor, eu și Florin nu am fost doar soliști pe scena Teatrului de Artă din Deva, pe atunci Teatrul de Revistă și Teatrul de Stradă din Deva, ci am participat evident și la evenimente, la sute de evenimente private. Poveștile sunt multe și ai putea să faci 10 emisiuni numai din poveștile astea, dar sunt sigură că până la urmă, cum a zis Florin, de multe ori te șochează, oamenii au uitat de ce fac aceste evenimente. Pentru ei sunt importante aparențele, nu importantă sentimentele care trebuie să te cuprindă total în ziua aceea, așa, numai faptul că ai reușit să-ți unești destinul cu cel pe care sau cea pe care o iubești. Restul sunt detalii, poți să mănânci, uite. Mulțumesc, Răsi. Poți să mănânci pită cu gogoșar și nu contează atâta timp cât e în bucurie. Uite, aici pregăteau cunune. Vreau să spun că în seara aceea foarte mulți din cei invitați de la Giurgiu, uite, Nașa de la București, prietena mea Cristina de la Giurgiu și mulți din cei pe care vedeți aici sunt veniți din toată țara. A venit o prietenă chiar din America, 3 zile. Asta doar a zburat, a venit la nunta noastră și a plecat înapoi, special pentru acest eveniment. Locul unde s-a desfășurat, așa cum am spus, au fost niște trăieri de excepție, nu le pot descrie în cuvinte, deci chiar nu pot. O vedem și pe Adriana Trif acolo în imagine. Iubești. Restul sunt detalii, poți să mănânci, uite. Mulțumesc, Răsi. Poți să mănânci pită cu gogoșar și nu contează atâta timp cât e în bucurie. Uite, aici pregăteau cunune. Vreau să spun că în seara aceea foarte mulți din cei invitați de la Giurgiu, uite, Nașa de la București, prietena mea Cristina de la Giurgiu și mulți din cei pe care vedeți aici sunt veniți din toată țara. A venit o prietenă chiar din America, 3 zile. Asta doar a zburat, a venit la nunta noastră și a plecat înapoi, special pentru acest eveniment. Locul unde s-a desfășurat, așa cum am spus, au fost niște trăieri de excepție, nu le pot descrie în cuvinte, deci chiar nu pot. O vedem și pe Adriana Trif acolo în imagine, cea mai înaltă. Și, bineînțeles, le-am spus că vrem să ne îmbrăcăm așa. O parte au înțeles, o parte au înțeles mai puțin, dar în momentul în care au ajuns la eveniment și ne-au văzut pe noi îmbrăcați în ținuta Straia aceea, da, au hotărât și ei să participe în acest mod și toată noaptea s-au cusut haine pe fiecare în parte. Am și întârziat la biserică un ceas pentru că nu erau gata și până la urmă preotul Părintele Avram ne-a înțeles și mulțumim și pe această cale. Deci să înțeleg că și preotul a acceptat să se îmbrace... Da, în biserică așa am fost îmbrăcați toți. Deci cine n-a fost în ținută dacică, să spun așa, au fost în costum popular, că se văd acolo printre invitați. Frumos. Salută mireasa, îi spune bună dimineața. Mireasa a păzit puișorii toată noaptea, de altfel și eu m-am culcat foarte târziu. O să fiu din nou criticată că nu mi-am făcut temele, sincer, n-am știut. Uite, un lucru inedit.
la Super Dimineața, dragii mei, așa, lucruri inedite. Până urmărim imaginile, Mirela, prietena mea, bună dimineața, bună dimineața, Florina, Mona, te-am pomenit de dimineață, bună dimineața, draga mea, sunt prietenele mele de care din tot cerc. Da, din cerc. Din cerc. Da, încerc să mă gândesc astăzi și o să spun și o să-mi fac o sucură să dai un cerc din câte puncte. Sunt puține, oricum mi-ajung degetele de la o mână, dar am un nume, s-ar putea să trebuiască să dau mielul. Iboia Marosan. Nu știu dacă cunoașteți. Da, cunosc eu. Da, bună dimineața și îți trimite așa. Bună dimineața și... la mulți ani. Așa. Alina Nicoleta Tudor, bună dimineața. Da, așa mea să rămână, te vedeți în imagine, tocmai acum este lângă mine. Bună dimineața, ne bucurăm să ne începem ziua de 1 martie cu voi și vă dorim o primăvară senină cu multe bucurii și împliniri. Doamne ajută, așa să fie! Loredana Costescu, încă o dată, să aveți o primăvară frumoasă și împlinită. Mulțumim! Florin Nicola ne spune bună dimineața, bună Florine! Berințan Petrialin ne spune bună dimineața! Mulțumim la fel și dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi cam fiecare dimineață. Și Rosi, când purședem mai departe, hai te rog să vedem o melodie care, nu știu câți ani are, o să ne spună invitații, dar e reprezentativă, teoretic, pentru emisiunea de astăzi, 30 de ani de prietenie. Hai să vedem un videoclip și o să ne povestească din ce an e. Povestea mea începe fără tine, când totul îmi părea atât de trist. Din cer ai apărut ca o minune, să te întâlnesc și să fiu fericit. Nu mai credeam în dragoste curată, nu mai credeam că eu voi mai iubi. Acum eu simt mai mult ca niciodată că ești pe veci alesul inimii. Doar cu tine simt iubirea, doar cu tine simt că zbor. Vremea trece într-o clipă, dacă pleci, îmi este dor. De dragul tău, doar pentru tine, am dragul meu. În dragoste vreau să fii împlinită, promit, așa va fi mereu. Doar cu tine simt iubirea, doar cu tine simt că zbor. Vremea trece într-o clipă, dacă pleci, îmi este dor. De dragul tău, doar pentru tine, am adunat în suflet bucurii.
dragul tău. Și tăcem. Ce se să cântă? Mai... Se cântă. Ce se mai... se deci... cântă la Super Dimineața? Nu, dacă... că mă ceartă Rosie dacă deschid gura că-i pușcă la valiera. Un videoclip, nu a mai dat, dragii mei, imagini, să nu mai fim criticați, că imaginile sunt de proastă calitate. Încă o dată revin. Sunt imagini și filmări care la momentul respectiv, când au fost făcute, nu se știa că vine pandemia, că anumite momente nu mai pot fi repetate. Acum, ce să zic, dragii mei, ăștia care sunteți răutăcioși? Eu vă iubesc și vă trimit lumină și iubire, ce să vă fac? Dar trebuie să înțelegeți că anumite... personale care nu se păstrează totdeauna în cele mai bune exact, condiții. Și exact. Sunt atâtea evenimente la care am cântat, deci nu, sute, cred că, nu știu. Sute, clar. Dacă vă dați seama că am primit prea puțin acordul mililor de a posta aceste imagini. Și avem ce avem, câte avem. Din păcate puține, zic eu, dar o aștept pe Roxana la mine să facem, să cântăm împreună, să avem cât mai multe, să mai adunăm așa un buchet pe care să-l prezentăm telespectatorilor. Cu tot dragul. Și să revenim cu o altă emisiune. Nu mai scapă invitații mei de mine, ați văzut că fac o fixație deja pentru anumite evenimente. Când întâlnesc oamenii care iubesc viața, și mulțumesc Rosi, da, rulează poze în acest moment. Melodia n-am stabilit exact anul. Undeva cu 10-9 ani. Știu că am filmat la Cinciș, la prietena la noastră, aici din poze nu, vorbeam de clip, da. La prietena noastră Violeta, Duminici Violeta, așa se chema emisiunea. Da, atunci mi-a făcut Florina o surpriză și a venit să mă sărbătorească pe mine. Era ziua mea. Și a apărut frumos cu tortul și cu buchetul de flori de câmp. Cred că Florina este unul dintre puținii oameni care știu că eu iubesc doar florile de câmp. Și doar asta aș vrea să primesc de ziua mea. Nu buchete pretențioase și... Margareta! Florile de câmp alea colorate, adevărate, fără atâtea împopoțănări. Lucruri simple, dar atât de frumoase. Da, dacă îți spun că sunt un pic misogină, iubesc trandafirii roșii. Bine de știut, ați auzit? Da, nu are nicio legătură. Trandafirii roșii. Iubesc toate florile. Următoarele zile, nu spun data, că trebuie să o spui tu, va avea loc evenimentul anului, și anume ziua ei, așa că la poarta 1PV vă așteptăm cu trandafirii roșii. Nu, ziua mea rămâne doar ziua mea, am mai spus-o și într-o altă emisiune. Până la urmă, cine vrea să-ți ofere trandafirii roșii nu are nevoie neapărat de o ocazie. Da, dar lumea sunt misogină. Cum să iubești trandafirii roșii? Păi de ce să nu iubești? Iubești toate florile. Iubesc toate florile și dacă când mă voi muta la casa mea, voi avea o grădină cu lalele albe și trandafirii albi. Dar iubesc trandafirii roșii. Bine de știut. Nu, n-am înțeles încă, nu mi-am înțeles. E ceva politic la mijloc? Asta nu ne-am zis. Că nu m-am gândit la asta. Da. Uite! Poate fi un motiv, mai știi. Bine, eu iubesc culoarea roșie. An de zile m-am îmbrăcat doar în negru și în culori foarte intense. Uite ce frumoasă misiunea. Foarte frumoasă. Asta atunci la misiunea aia. Da. Da. Are tinereții valuri. Aici eram la dansuri. La dansuri, da. Asta am reținut, dar nu știu. La Fiii Satului, festival organizat la dansuri și am cântat... ceva inedit pentru cei de acolo, erau obișnuiți cu muzică populară, noi am venit cu muzică ușoară. Dar le-a plăcut, că țin minte că da. S-au adunat și le-a plăcut. Da. Am încercat cumva de multe ori să culturalizăm masele, să spun așa. Adică noi niciodată nu am mers să prezentăm oamenilor neapărat ceea ce își doreau, ci ceea ce credeam noi că este de calitate și cumva... Da, uite ce imagine. În pădurea cu alune. Fiind băiet, păduri cu trenă. Da, corect. Da. Amintiri frumoase, asta știu sigur că e la Caransebeș. Uite și scrie acolo, într-o noapte de revelion în care am mâncat un fric cumplit. Eu nu port mănuși. Niciodată. Și a fost primul an în care Valentina era lateral de scenă și am rugat-o, dă-mi te rog o mănușă, că efectiv nu mai putem să țin mâna pe microfon. Deci nu? Eu mă mir cum au rezistat oamenii acolo. Pe frigul acela. Eroic.
Asta a fost atunci la o nuntă în Vâlcea, la familia Cioran. Știu și de la cine. Dar știi de ce, nu? Din cauza stâlpului acela care era printre noi și pe care l-am atins din greșeală și m-a curentat. De aia țin minte. De aia țin minte că ce eram... amintiri e. Uite. Aici eram la Reșița, dar la un revelion. De un revelion. Alături de maestru. Da, amintiri frumoase. Ți-am spus, cum a zis și noi, a fost la sută de evenimente împreună. Asta din tinerețe, de la Oli și Gemeni. Da. Uite rocul din noi, cum urla. N-aș fi zis vreodată. Dar de ce că... Dar de ce n-ai fi zis? Dar Florin cred că se cântă rock și acum. Și eu când mă apucă și mă apucă, cântăm rock. Mai dulce un pic așa, dar... Astăzi le-așa hațeg. Uite, vezi, de asta da. E niște poza asta. Aici m-am cunoscut cu Valentina. Era primul spectacol, Valentina era impresara noastră și a fost primul spectacol în care ne-a chemat. Pentru mine a fost o perioadă mai ciudată, atunci eu zburam din Franța, eram năcăjit, n-aș fi vrut să urc pe scenă, dar îmi doream un prieten cu care să vorbesc despre ce mi se întâmplase în acea perioadă. Și am sunat-o pe Valentina, fiind, știți cum e, ai tăi te înțeleg și nu prea, dar fiind din afara familiei și din afara cercului de prieteni, am zis că am ce... povesti cu cineva și pot să mă destăinui mai ușor. Moment în care am sunat și n-am putut să scot altceva pe gură decât vreo cântare, ceva, știți? Și ea s-a gândit, eu sunt la zilele Hațegului, inițial a zis că nu și pe urmă a mostrat-o conștiința și zice, poate omul are nevoie de bani, haide să fac cumva să-i aduc în spectacol. Eu nu-mi doream lucrul ăsta pentru că eram într-o perioadă foarte neagră din viața mea și sunt multe de povestit pe tema asta, nu e momentul acum, dar la rândul meu, în momentul în care Valentina a spus, da, există și veniți sâmbătă seara pe scenă, eu am zis, nu, acum v-am spus pentru că nu doresc, adică nu-mi doream lucrurile, nu mă puteam în stat să fac pasul acesta, dar conștiința, Batovina, zice, măi, Roxana, doi copii, are nevoie de bani, cum să îi spun să că mergem. Nu mergem? O sunt pe Roxana cu număr ascuns, pentru că eu eram în Franța, da, cică. Și zic, Roxana, vrei să cânti? Uite, sâmbătă, ia, comun, să va un lucru de ăsta, zic că, auzi, lasă-mă în pace, nimic, hai că vorbesc pe banii mei, dacă vrei să... Da, 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 vezi că te ia cineva cu mașina la ora 5. Ei, la ora 5, când m-a văzut în parcare, că vin personal să... Ea avea stativul în mână, i-a căzut stativul. Până efectiv a rămas mască. Eu am crezut că e elefanta și că încolo era în fața blocului meu. Și uite așa am ajuns pe scenă la Hațeg, a fost un spectacol reușit, Valentina era oarecum temătoare pentru că Roxana îi spusese că eu sunt într-o perioadă nu tocmai roză și eram foarte abătut, dar în momentul în care am urcat pe scenă m-am transformat efectiv și nu-i venea să creadă Valentinei. Până la urmă, cred că asta este menirea noastră, a artiștilor de a uita să... de viața de zi cu zi, de necazurile de acasă și de a fi cu totul alții pe scenă, pentru că pe scenă facem în primul rând ceea ce ne place, chiar dacă avem probleme și alea nu se văd pe scenă niciodată și pe deasupra avem o datorie care spune eu că e sfântă față de public, nu putem să-i dezamăgim niciodată. Corect. E foarte greu să ajungi, știi, într-o anumită ochiul publicului să te cunoască la o anumită calitate și dintr-o dată să te duci și să spui a, azi eu n-am chef, mai bine nu apare. La noi niciodată n-a fost vorba de așa ceva, din contră, noi că tot de asta am și rezistat, vorbeai, știi? Exact. Am și rezistat. Noi ne-am stimulat unul pe celălalt. Recunosc, Valentina spunea la un moment dat, vezi că Roxana e mai muncitoare și Roxana era mai muncitoare pentru că, nu, fiind femeie, era în fire. Mulțumim. Bărbații, eu cu pescuitul, mai mult pe la pescuit, hai că mai am timp și de mine, dar... Bine, acum hai să spunem lucrurile pe nume. Întotdeauna am spus-o și asta o să o susțin până mor. Din punctul meu de vedere, Florin Mureșan este cel mai bun solist al județului Hunedoara. Punct. Da? Eu n-am avut atâta talent ca Florin, de asta trebuie poate să muncesc mai mult și eu încă muncesc în continuare ca și Florin, că vreau să știe lumea că sunt acolo, că sunt acolo și că nu-mi dezamăgesc, nu neapărat publicul, în primul rând nu mă dezamăgesc pe mine, în secunda când voi simți că nu mai fac ceea ce trebuie, cu siguranță voi fi prima care voi spune stop. Nu trebuie să vină cineva din afară să ne spună astăzi n-a fost bine, pentru că suntem suficient de conștienți de ceea ce trebuie să oferim publicului și de ceea ce suntem noi. Nu poți să fii o viață întreagă the best,
cum e Florin, și dintr-o dată să spui, eu de astăzi mă relaxez și nu mai fac ce. Roxana este foarte modestă și ea este the best și a fost tot timpul. Apropo, ne-am și cântat această melodie împreună. Și, da. Probabil există pe undeva, dar nu știu dacă la o calitate nu aveam necesară la o calitate pentru a fi difuzată aici. Nu. Dar, alt aspect, eu am înlocuit-o oarecum pe Roxana la Școala Populară. Un an de zile am stat doar acolo. Și ai avut locul tău. Dar nu, asta vreau să zic, am venit oricum după tine și a fost foarte greu, pentru că ea este un profesor de excepție, chiar dacă spune că nu e așa, este. Și vorbim cu fetele, la un moment dat ele erau foarte reticente. Profesor nou, eu am spus, eu nu sunt profesor, sunt instructor. Da? La fel și eu. Deci n-am, nu vreau să fiu profesor și mai este mult până acolo pentru a fi profesor, sunt multe de învățat. Dar le-am spus așa, ceea ce îmi doresc de la voi este ca niciodată să nu lăsați garda jos, să munciți, să munciți, să munciți pentru a vă împlini visul și a vă dori în fiecare zi să fiți acolo sus pe scenă, pentru că asta e menirea artistului. Și în momentul în care spuneam cuvintele astea, unele dintre eleve, n-am avut numai eleve, asta a fost ciudat, niciun băiat n-am avut la școală, au spus, așa ne spunea și doamna Roxana, deci aveți cam aceeași școală, da, noi am, avem aceeași noi chiar școală, avem aceeași școală de muzică. Am avut aceea... cu doamna Bela, Bela. Mariana, da. Exact în aceeași perioadă, am mers împreună prin aceleași concursuri. Am trăit împreună de la 14, respectiv 16 ani, același lucru. Am fost cumva crescuți așa, și să noi fim muncitori. Am avut un profesor exigent, ceea ce zic că a fost în avantajul nostru. Da, consider că asta cred că este unul dintre punctele noastre tari. Faptul că de la început a fost cineva care să ne ajute să ne descoperim potențialul. Fiecare, eu tot asta spun, nu există un fără talent, dar trebuie să și muncești ca să-l șlefuiești. Că degeaba îți dă Dumnezeu talent cu carul dacă nu faci acel pas, un pas în plus. Și culmea este că în munca noastră, munca artistului, niciodată nu te oprești. Deci nu există o limită în care să spui am ajuns sus, mă cunoaște lumea, de acum eu mă relaxez. Nu, dimpotrivă, faptul că te cunoaște lumea te obligă și mai mult la a munci și mai mult, pentru ca să, calitatea pe care tu o oferi să fie cel puțin constantă, dacă nu în creștere. Da, unii dintre prieteni, și aici mă refer la Marci, e oarecum speriat când ajung eu în studio. Îți mulțumesc pentru răbdare, Marci. Care ne ajută la studio, la înregistrare. Pentru că el are ureche absolută și de obicei, în momentul în care imprimăm, el spune, pa, e perfect, gata. Și eu mai am câte o chichiță, nu, aici n-am interpretat. Ce interpretare? Că ai cântat foarte bine, e perfect muzical. Da, da, e vorba de interpretare aici, este altceva, merge la un alt nivel și refacem puțin aici și cam așa se muncește și exact cum spunea Roxana, asta vreau să spun și eu, dar a preluat ideea și a dus-o exact unde trebuie, noi nu ne oprim niciodată din muncă. Să vă spun ce muncesc eu, că trebuie să plec? Nu pleci încă, că mai avem un pic. O să ne spui imediat. Ce înseamnă să nu te oprești la duminică sau sâmbătă seara? A avut loc premiera pe YouTube. Am șeruit-o, dar am pierdut legătura cu sâmbătă seara. Sâmbătă seara. Apropo de nu ne oprim din muncă, înainte să prezint videoclipul care e în premieră, mă rog, numai în premieră, că deja a rulat pe YouTube și eu știu... Da, e în premieră la televizor. E în premieră la televizor. O să am o întrebare pentru voi doi și sunt tare curioasă să aud răspunsurile voastre. 12 ani aproape din viață am făcut vânzări, am mai discutat. Și acolo, când te duceai la servici, problemele rămâneau acasă. Dar, oricum, aveai momente în care puteai să îți plângi de milă, să spunem așa. Urmă am venit în presă și de un an de zile realizez că, indiferent ce probleme am aici, o să fiu eu. Încep să vă dau dreptate. Bun. Am un prieten cu care tot discutăm. Viața asta, cum să spun eu, publică, îți impune anumite măști. Acum, eu am foarte puțină experiență. Asta vreau și să vă întreb.
până unde poți domestici acele măști și să faci diferența în viață? Nu le percep ca măști. Vorbim după. Prima dată vreau să urmărim un videoclip în premieră. Tocmai ce spunea domnul Florin, niciodată nu te oprești. Muncești, muncești, muncești. Pentru că e foarte ușor să ajungi în vârf. Ceea ce nu înțelegeți, cei de acasă, în vârf, te poate propulsa, în cazul meu, o emisiune, un invitat de foarte mare calibru, foarte urmărit. Ideea e că trebuie să te ții sus și acolo e o muncă constantă. Asta e realitatea unui om cu o imagine publică, să spunem, indiferent că e interpret de muzică populară, ușoară, actor, om de televiziune. Poți să pleci în premieră la Super Dimineața la 1 TV. Ani de zile lungi suferinți, cred că vrea să mă scoată din minți. Vreau să fiu detașat undeva, de unde nici gândul să n-ajungă la ea. Nu e secret, am să las un bilet în care am să scriu fără niciun regret. Pot să treci, e mult prea târziu, alte niciuni nu vreau să mai știu. Am să calc peste inima mea și tot ce-am simțit voi ascunde de ea. N-am să trăiesc cu părere de rău și n-am să privesc peste umărul meu. Pe pământ nu există doar ea. Stop, am spus, nu voi ceda. Că vom învinge în doi, însă războiul s-a purtat între noi. Nu pot fi numai eu vinovat, eu pentru sufletul tău am luptat. Fără regret am ajuns la concret, pun armele jos și mai scriu un bilet. Pot să pleci, e mult prea târziu, alte niciuni nu vreau să mai știu. Am să calc peste inima mea și tot ce-am simțit voi ascunde de ea. N-am să trăiesc cu părere de rău și n-am să privesc peste umărul meu. Pe pământ nu există doar ea. Stop, am spus, nu voi ceda. Ah, vară, cald. Da. Câteva cuvinte despre videoclip. Frumoasă. Filmat la mare, într-o zonă superbă, la Corbu, nu știu dacă ați fost, este oarecum virgină, să spun așa, nu este invadată încă. Nu mai e, a fost. Nu mai e, așa e?
Așa m-am gândit și eu. Dar atunci, acum 2 ani, era cât de cât. Da. Acum e probabil și mai virgină pentru că nu mai merge nimeni la mare sau sunt restricții, mă rog, cât de cât. Este cea mai recentă melodie a mea. Eu, când mi-adun încet, încet, muzica mă aparține, textul mă aparține, vreau să-mi lansez un album de autor. Și deocamdată am 8 melodii proprii și personale. Și câte vrei? 10, pentru că așa zic ei că ar trebui 10. Mai am 2 de adunat. Mă refer în muzică pop-rock, pentru că eu nu sunt chiar pe ușoară, sunt undeva între în zonele astea două muzicale. Și mai am și piese etno, unele scrise de mine, altele preluate, una preluată de la Violeta și două colaborări foarte frumoase, una cu un artist de excepție, un instrumentist de excepție, Cristi Chelciov, dar o să vorbim despre acea melodie la momentul potrivit, pentru că va fi clipul difuzat aici, și una cu o artistă foarte bună în domeniul ei și frumoasă de altfel și care are mare succes în Banat, este vorba de Adriana Curtu Vaidoș. Da, videoclipul, eu am, aș fi avut dorința ca videoclipul să-l mai revedem până la finalul emisiunii, dar mi-a spus Rosi că nu. În schimb, o să-l revedeți mereu pe 1 TV, pentru că dacă avem permisiunea autorului, noi o să-l rulăm. Cu mare drag, cum nu, mulțumesc. Și noi îți mulțumim. Dragii mei, e fără, e și 42, ca să nu spun ca la țară că e fără 20. Roxana Cică vrea să plece, da, ca la fotbal. Pot să pleci. Pot să plec, pot să pleci. Nu pleci nicăieri, mai stai puțin în viața mea. O iubesc pe femeia asta. Vrei să pleci. Acum, eu știu de ce vrea să plece. S-am rămas doar cu un răspuns. Ne-ai întrebat apropo de Roș. Da, deci vreau masca primată, nu pleci nicăieri. Nu plec. Ziceai de noi, artiștii, că de măști. Nu există mască. Cred că până la urmă ești tu acolo. În secunda în care ai o problemă, indiferent ce problemă, cel care este în fața ta nu trebuie să știe acest lucru. Pentru tine te costă, dar știi ce te costă? Suflet. Atât. În afară nu se vede absolut nimic. Și o să-ți dau un exemplu concret. Cred că aia a fost chiar prima dată când ne-am întâlnit cu Valentina la un eveniment. Aveam mort pe masă. Deci eu aveam mort pe masă. Dar aveam luat eveniment. Și am fost cu Florin într-o zi de mai. 3 mai. Uite, Florin știe și data. Eu știu doar că era mai. În 3 mai, acum mulți ani, la Casina, am fost la un eveniment și eu aveam mort pe masă. Nimeni nu trebuie să știe lucrurile astea. Măștile de care spui tu fac parte din tine, nu sunt măști, sunt fațete ale sufletului tău. Dar ar fi imposibil, pentru că noi avem un har, așa consider. Deci dacă n-ar fi, n-am fi în fața publicului. Un har care este pus de sus, de divinitate în noi. Îi face parte din ființa noastră. Nu e o mască, n-ai cum să ți-o activezi atunci. Da? Noi suntem atunci în momentele noastre de creație, să spun așa, de interpretare, de unitate a sufletului cu muzica și cu ceea ce am învățat să facem cel mai bine. Aș vrea să-i cred, dragii mei, o să văd, probabil de-a lungul anilor, mie mi se spune că nu lua fața aia de televizor, mie mi se spune... Fața de televizor? Da, am eu un prieten care zice, eu asta nu, nu-mi place fața asta de televizor, adică nu știu până unde putem jongla cu realitatea și până la urmă eu deja încep să am întrebări, care e realitatea? Până la urmă. Știi, hai să spunem lucrurile pe nume până la final. Cred că artistul, în primul rând, este atât de dedicat muncii sale, încât restul sunt colaterale, nu munca. Munca artistului este prioritară, nu celelalte. Chiar dacă uneori doare și uneori ne rănim familiile făcând asta, munca noastră, lucrurile pe care încercăm să le creăm, sunt prioritare. Și atunci, cumva, celelalte te afectează, dar nu în atât de mare măsură încât să nu poți să apari în fața publicului, chiar dacă tu plângi. Mă repet, poate sufletul în tine plânge.
cel din fața ta nu trebuie să știe asta. Asta apropo de munca artistului care trebuie luptă să ajungă sus, să se mențină și de ce nu să crească. Dacă aș apărea și eu și Florin la un eveniment plângi cu mucii pe piept pe românește că avem nu știu ce problemă, nu știu dacă asta este ceea ce vreau eu să transmit publicului. Noi vrem să transmitem publicului bucurie, frumos, iubire, nu necaz, întristare și durere. O să mai discutăm amândouă, probabil, și cu domnul Florin despre subiectul ăsta. Mie mi se pare foarte interesant. Și în continuare înclin să cred că nu găsesc. Eu un an am găsit echilibru. Poate n-ai găsit încă. Până unde e minciună și unde e adevăr. Aici vă mai discuta. Vă promit în altă emisiune. Rog să n-a vrea să plece. Trebuie să plec, nu vreau să plec. Și vă admir. Fericire, ne scrie Vasilică Vaida. Roxana vrea să plece, vrea să plece, glumesc, dragii mei, emisiunea s-a extins pentru că avem atât de mulți spectatori și telespectatori care sunt alături de noi și dacă tot e 1 martie și e anul nou, aici la noi la Super Dimineața, haideți să o facem lată. Rămân în emisiune doar cu domnul Florin Mureșan. Roxana are ședință la teatru. Da, avem o ședință de producție la ora 9, deoarece noi, după cum am afișat deja pe site-ul teatrului, urmează să oferim publicului o serie de mărțișoare și asta presupune o pregătire intensă înainte. Deci chiar săptămâna asta avem în 5 dimineața la ora 11 o lansare de carte despre activitatea din ultimii 10 ani a teatrului Devean. Se numește cartea Vovadis, 10 ani de proiecte teatrale. Vă invităm cu drag să veniți alături de noi. Seara avem premieră Geri și câinele în regia lui Mihai Panaitescu. În data de 7 avem sărbătorim Femeia la teatru, oferindu-vă cu drag spectacolul Aniversarea. Ne pregătim de o nouă premieră. Veronica se hotărăște să moară în regia lui Florin Ionescu. Ulterior o să vă spunem și data acestei premiere. În 19 avem Hamlet, după care avem în 26 Neoplasticism, după care reluăm Oscar și Tanti Roz. Toate în această lună. Stai că nu scapi, că acolo în piesa cu Veronica te întorci pe scenă. După cât timp? Mă întorc pe scenă după 6 luni. Ei, da, ai să râzi, mă întorc pe scenă acum, duminică, cu aniversarea. Efectiv, sunt 6 luni acum pe scenă. Ultimul spectacol pe care l-am dat înainte de închiderea teatrelor din cauza incidenței cazurilor de coronavirus a avut loc, ultimul spectacol în care am jucat eu, în 8 octombrie. Din 8 octombrie până în 7 martie, fără o zi, sunt exact 6 luni. În sfârșit pun piciorul pe scenă. M-ai făcut curios, oare Veronica de ce vrea să moară? Și de ce are nevoie de o regie pentru asta? Adică nu o regie proprie a lui Florin și cum da, Veronica se hotărăște să moară. Un spectacol foarte cald, foarte generos din punct de vedere a paletei actoricești pe care o lasă la îndemâna noastră pentru a putea fi folosită. Nu vă spun foarte multe despre Veronica se hotărăște să moară pentru că aș vrea să veniți la teatru să vedeți spectacolul. Știu însă că noi muncim cu drag și spor și ne bucurăm pentru fiecare zi în care putem fi alături de dumneavoastră și sper din toată inima ca incidența cazurilor pe județul Hunedoara să nu crească atât de mult încât să nu ne putem vedea din nou. De aceea trebuie să plec, pentru că fiind început de lună, noi avem ședințe în care încercăm să punem la punct toate detaliile necesare pentru ca dumneavoastră atunci când veniți la teatru să aveți o experiență plăcută, să nu intervină lucruri neprevăzute, oricum intervin, dar măcar suntem cât de cât pregătiți și să vedem, să luăm pulsul lumii, să ne oprim pe stradă, să întrebăm oamenii ce își doresc să vadă, dacă ceea ce facem noi le place, să acceptăm critici, de ce nu, mie îmi plac foarte mult criticile pentru că învăț din ele. Eu niciodată nu m-am supărat când am primit o critică, din potrivă, mai ales dacă a fost constructivă, m-am bucurat pentru că mi-am dat seama că poate sunt lucruri pe care noi nu le mai observăm, fiind acolo implicați direct. De asta e bine câteodată să fie un ochi din afară care să-ți spună, uite, acolo nu e bine sau acolo e foarte bine, continuați așa. De asta trebuie să plec. Plec, aș fi stat, crede-mă, că aș fi stat cu tot dragul, pentru că nu odată împlinești 30 de ani de prietenie. Dar asta e viața, mergem mai departe și mă repet, eu vreau să ne chem și la 31, și la 32, și la... Dar stai liniștită că ne vedem săptămâna viitoare, găsim un motiv. Păi nu venim de o parte, să mai povestim. Să facem rubrică la Super Dimineața.
Tot la voi la teatru, nu e organizat de voi, e organizat de nu, Centrul este doar de Cultură de noi. Și Artă, mâine, 2 martie, cântec de primăvară. Liana Laichic, Ciprian Roman, Ioan Cristian Țăran, Aida Busuioc, Ana Nuțoiu, Andrei Calătă, Mihai Cetian, Oana Rus, cu participarea ansamblului folcloric profesionist Drăgan Munteanu, coreografia Mircea Resiga. Muntean, mă scuzați, să trăiți, dirijor. Domnul Colț, Călțea? Da, George Călțea, profesorul. Dragii mei, nu prea facem reclamă pentru că nu mai sunt invitații. Asta știu să vă spun, din cauza pandemiei, numărul de locuri e redus. 30% din capacitatea sălii. Da, din păcate. Sau din fericire, că e bine că ne putem vedea și măcar cu atât. Am ajuns să ne mulțumim, nu mai nu ne mulțumim, ne bucurăm pentru fiecare lucru pe care întreba. Putem să-l facem. Privim partea plină a paharului, exact. Adică trebuie să facem. Există să două variante, pozitiv. Nu facem deloc sau facem așa. Bucuria de a vedea publicul și bucuria publicului de a putea veni la un spectacol sunt atât de mari încât asta nu mai contează, sunt doar detalii. Mulțumesc, Roxana, pentru prezența în emisiune în această dimineață. Că îți doresc mult succes în noul an. Doamne ajută! La fel! Ne vedem curând, ne revedem curând și la Super Dimineața, dar și la teatru, sunt convinsă. Rosi, te rog, surprinde-mă cu o melodie, două melodii, până Roxana se decablează, să nu-i strice lui Rosi la valierele. Da? Ei, mulțumim încă o dată. O primăvară frumoasă vă doresc și eu și să ne revedem cu bine și sănătate. Și nu uitați. Și pentru tine la fel, la mulți ani. Mulțumesc. Și succes la premieră. Păi ce succes, că doar te văd în sală, nu? Nici nu mă gândesc să fie altfel. Păi îți urez în avans. Ce-mi plac discuțiile dintre ei, îi ador. Dragii mei, cui dor de Roxana Olșanski să o vadă pe scenă de data asta? Nu în bucătărie, cum v-ați obișnuit. Duminică, 7 martie, la Teatru de Artă din Deva, cu piesa Aniversarea. Asta am scăpat-o, nu știu de ce știam. Păi nu nimic, că vin 7 și o vezi. Uite că iar nu știu, am motiv să bârfiți. Hai, Rosi, cu piesele, te rog, că mă ceart aici în cască. Now I have the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. 'Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally find someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. No. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you something, this could be love. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's so true, and I owe it all to you. Hey, babe. With my body and soul, I want you more than you ever know. So we'll just let it go, don't be afraid to lose control. No, no, no. Yes, I know what's on your mind when you say stay.
could be love, because I had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear, it's so true. And I owe it all to you, 'cause I had the time of my life. And I searched through every open door till I found the truth. And I owe it all to you. Hey, baby. The time of my life. No one ever felt this way before. Never felt yes, this I swear, way. It's so true. And I owe it all to you. I have the time of my life. And I searched through every open door till I found the truth. And I owe it all to you, 'cause I had the time of my life. No, I never felt this way before. Dorul știe ce vrea, tu știi inima mea. Oriunde aș fi umblat, de tine n-am uitat. În cer și pe pământ, cu tine am legământ. Trei vieți de-aș trăi, pe tine te-aș iubi. Ai, ai, iubirea mea, pe viață-ți sunt dator. Mi-ai dat inima ta, să am grijă de ea. Ai, ai, iubirea mea, iubirile nu mor, și toată viața ta și-n grija mea. Sufletul meu te vrea, te cheamă în viața mea. Ești tot ce mi-am dorit, acum sunt fericit. Ești rostul inimii și taina de a iubi. Cu tine am suspinat și am tot ce-am visat. Ai, ai, iubirea mea, pe viață-ți sunt dator. Mi-ai dat inima ta, să am grijă de ea. Ai, ai, iubirea mea, iubirile nu mor, și toată viața ta s-o lași în grija mea. Ai, ai, iubirea
atât sunt dator. Mi-ai dat inima ta, să am grijă de ea. Ai, ai, iubirea mea, iubirile nu mor, și toată viața ta s-o lași în grija mea. Sperăm că am reușit să vă aducem așa zâmbetul pe buze și iubire în suflet astăzi de 1 martie, un mărțișor muzical în cadrul unei emisiuni dedicate prieteniei. Roxana ne-a părăsit, îi dorim o zi ușoară în continuare. Pentru ea abia începe ziua de muncă. Sunt convinsă că și pentru invitatul meu urmează o zi aglomerată. Am ascultat o melodie și am văzut un videoclip superb. Da. Te unge așa la suflet. Este penultima, să spun așa, care a apărut în viața mea. Aș vrea să îi mulțumesc protagonistei, frumoasa mea parteneră din videoclip, Laura Florentina Viman, pentru faptul că mi-a alocat timpul necesar din viața ei pentru a crea acest videoclip. Îi doresc multă sănătate, ea trece printr-o încercare acum și sunt cu sufletul alături de ea. Și, bineînțeles, apare în videoclip, l-ați văzut pe domnul Cristi Chelciov, cel care este, de fapt, coordonatorul acestei melodii. Ideea i-a aparținut. Versurile le-a scris soția mea. Este, de fapt, o melodie sârbească, pe care am transformat-o puțin, să înțelegem și noi despre ce-i vorba în text. Și uite, așa a apărut un clip care spun eu că este foarte frumos. Nu? Foarte frumos! Da? Mulțumesc! Și o melodie foarte frumoasă, de altfel, care s-a bucurat de succes din prima clipă. Dana Groza, Groza, mă bucur să vă văd, vă pup. Și noi vă pupăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Sunt convinsă că Florin știe despre cine e vorba, după gestul prietenesc care salută. Dragii mei, ziua de 1 martie continuă și să sperăm că reușim să strângem în această dimineață suficientă energie. Rosim, dai un pepe, te rog. Eu îmi iau energia din cafea de la Dalmair. Bine, îmi iau energia de la invitația asta, în primul rând, mai ales că e 1 martie, mai ales că Florin mi împărtășește ceea ce am rămas surprinsă, că nu știam că avem aceleași credințe și că pentru noi, cei care credem în tradiții cu adevărat și ne simțim cumva de acolo, de la baștină, să spunem, daci, nu din combinația dacii și romanii, pentru noi astăzi începe anul nou. Acum, mulți o să zică că suntem cumva cu pe Dunăre, știi? Dar asta este credința noastră, cum noi respectăm credințele altora, sper să ne respecte și nouă credințele ceilalți. Da, pentru noi astăzi începe, eu, pentru mine personal, astăzi începe un nou an. De altfel, nu cred că am fi rezistat fără tradiții, fără esența noastră ca popor. Eu le-aș pune o întrebare celor care cred că sunt mai mult romani decât daci. Cum consideră ei că doar o mică parte din teritoriul fiind cucerită, 14%, da, din teritoriul Daciei, toți ceilalți au învățat limba sau și-au transformat limba în așa fel încât să vorbească latina, care este împrumutată, spun ei, da? Și pe de altă parte, haideți să fim serioși acum, o să fiu puțin mai dur în exprimare. Chiar credeți că a venit Traian și a cucerit cu o floare, ca să nu mai exprim altfel, domnișoarele dace? Au fost niște mercenari. Deci nu știu dacă ați fi chiar așa mândri să vă gândiți că niște mercenari au venit și au cotropit dăcițele noastre și au creat poporul român. Mi se pare absurd.
Și vorba lui Rossi și turcii, că până la urmă istoria se repetă, România asta. Dar așa suntem noi românii, nu știu de ce, nu o să reușesc probabil în viața asta să înțeleg, în viața asta, în următoarea. Promit să-i bântui pe aia care nu cred. De ce nu putem să credem în tradițiile noastre adevărate? Și de ce, uite, indiferent de zona țării, și revin, la noi în Transilvania, pe urmă Moldova și țara românească, fiecare dintre noi, vorba lui Rossi, știi, și turcii au trecut pe acolo. Acum, dacă... Da, și nu vorbim turcește, da, da, corect, mulțumesc, Rossi. Turcii au venit, au plecat, nu i-am recunoscut de stăpâni. N-am să înțeleg niciodată de ce există acea tendință de a ne supune și de a spune că noi, dacii, suntem niște barbari și că, de fapt, au venit romanii să ne civilizeze. E, nu știu de ce nu vrem să vedem cu alți ochi, de fapt, esența noastră. Și insist pe idee, nu e o emisiune tocmai dedicată subiectului, dar cine vrea, așa cum o spun cu emisiunile cu Nicol, cu cât mai înguști, cu atât mai ușor de condus. Da. De ce să aflăm noi prea multe despre noi când putem, că poate ne lărgim orizonturile, nu credeți? Da, probabil că așa este sortit, nu știu de ce, această soartă grea pentru poporul român să stea tot timpul în genunchi, să nu aibă mândrie proprie, să se ridice efectiv în sus. Apropo, eu nu știu dacă Rossi nu cred că o să aibă timp să caute această melodie. Am scris o piesă de neam. Îmi aparține și muzica și versurile, îmi aparțin. De altfel, versurile au curs prin mine efectiv, fiind la mormântul părintelui Arsenie Boca. Și dorindu-mi această melodie, vreau să spun că de la deplasarea din locul unde am vizitat mormântul și până în parcare, au curs toate aceste versuri prin mine. Dacă o să aveți curiozitatea să le ascultați, eu zic că sunt foarte intense și exprimă istoria poporului nostru așa cum o văd eu, în adevărul meu, să spun așa. Cum este cea piesă? Români, să vă adunați. Români, să vă adunați. Până una alta, ești iubirea mea, un mărțișor muzical oferit de Florin Mureșan astăzi, la Super Dumineața, pentru toate doamnele și domnișoarele, să începem luna, 1 martie, luni, prima Super Dimineața, o să fie o super lună! Mereu te voi urma, nu pot trăi fără.
e timpul să adun și altceva. Doar cerul mi te-a dat, să pleci ar fi păcat. Acum când eu iubesc cu adevărat, ești iubirea mea și nici măcar o zi n-o vreau în urma ta. Nimic nu e întâmplător, dragii mei, așa cum știți, vă mai știu, eu iubesc Marea Neagră. Mi se pare că are energia aparte de perioada videoclipului cât a rulat videoclipul. Să și tu iubești Marea Neagră. Da, cu siguranță. Foarte frumos. Am fost și plecat, într-adevăr, am cântat pe vase de croazieră, văzut și alte mări, care probabil sunt mai curate, după cum spun românii, sunt apele mai limpezi, dar, nu știu, o chemare aparte aici față de ce am văzut dincolo. Și eu iubesc în mod deosebit, iar ziceți că sunt blonde, sunt, dragii mei, și recunosc. Iubesc aglomerația și mizeria de pe litoralul Mării Negre, pentru că vă aduceți aminte la spaniol, revin la obiceiurile noastre de români. Nouă ne e rușine că e mizerie. Dacă e mizerie, înseamnă că e aglomerat, înseamnă că sunt clienți. Spaniolii iubesc asta și caută locurile cele mai mizerabile. Dar dacă la ei e o virtute, la noi e o rușine. Asta e. Să nu uităm că litoralul românesc îți oferă de la zonele cele mai scumpe, unde vedem viața cea mondenă de fițe și figuri, și până la acele plase de București, de rafie, cu care îi vezi pe plajă. I-am găsit și un vinovat principal aici. Traian. N-a ajuns să civilizeze zona. Corect. S-a oprit aici în Dacia. S-a oprit până la Tomis acolo, Dacia, da. Știi, nu au ajuns chiar până la mare. Știi că era un banc aia cu, nu dăm, știi, care au fost primii în România, da. Știi că când au ajuns le-a furat calul. Deci noi suntem aici. Lucreția Didea trimite mesaj, felicitări, Florin, succes în continuare, vă îmbălțisești cu drag. Mulțumim pentru mesaje, cele pe care le văd pe toate canalele, le transmit. Și dacă, scuze, dacă tu suntem la mulțumiri, vreau să mulțumesc și eu Marinelei Mary, cea care a apărut în acest videoclip, a venit special din Italia ca să filmăm. Și ați văzut, au ieșit niște imagini superbe, vă mulțumesc. Mi-e dor de mare. Rosi, tu ai ceva pregătit? Rosi, așa cum ne-am... Da. Deci, două melodii români să vă adunați. Melodia despre care am discutat și Împart visele cu tine. Adriana Curtu-Vaidoș e alături de Florin în videoclip. În filmare, că nu e videoclip. Mă trezesc și eu până se gata emisiunea. Cafeaua își face efectul. Prietenii mei de la Dalmaier, le mulțumesc încă o dată. Mă trezesc până la urmă. Să vedem două melodii superbe. Muzica.
stea bătrână, sub decebal s-au strâns strămoșii daci. Ei s-au luptat cu Roma cea păgână pentru ideea sfintei libertăți. Ne trebuie un Vlad în aste vremuri să bage spaima-n hoții ăstui neam, ce vor să ne strivească demnitatea ce-au apărat-o Mircea și Ștefan. Strămoșii noștri sunt din neam nobil și sfânt, iar noi am oștenit acest pământ. Români, să vă adunați, să fiți mereu ca frați și glia Daciei s-o apărați. Din sfântul nostru ardeal s-a dat strigarea, la Blaj când într-un cuget ne-am unit, să ducem peste timp voința care statornici ne-a făcut de neclintit. La Țebea sunt mai vii ca niciodată, Iancu, Horia, Cloșca și Crișan ne așteaptă să ne strângem la oaltă, lângă Gorunul falnic an de an. Strămoșii noștri sunt din neam nobil și sfânt, iar noi am oștenit acest pământ. Români, să vă adunați, să fiți mereu ca frați și glia Daciei s-o apărați. Din legile frumoase avem cuvântul, cu soarele în hor ne-om unit, să știe peste viacuri tot pământul că noi rămânem daci și aici vom fi. Ne sunt eroi țării apărare și se coboară sfinții de pe cruci, să reclădim o Românie mare, să se ridice țara din genunchi. Strămoșii noștri sunt din neam nobil și sfânt, iar noi am oștenit acest pământ. Români, să vă adunați, să fiți mereu ca frați și gria Daciei s-o apărați. Ce mândru fără tine, dacă ai plecat din viața mea, n-aș mai ști ce este rău sau bine și nici rost în lume n-aș avea. N-aș mai ști ce este rău sau bine și nici rost în lume n-aș avea. Visele cu tine și faci clipele senine, tu ești fericirea mea. Iar când viața ne desparte, îți port dorurile toate și suspin în urma ta. Thank you.
când te strâng în brațe, clipa de iubire cât o viață. Iar dulceața din buzele tale îmi aprinde inima mai tare. Iar dulceața din buzele tale îmi aprinde inima mai tare. Împart visele cu tine și-mi faci clipele senine. Tu ești fericirea mea. Iar când viața ne desparte, îți port dorurile toate și suspin în urma ta. Dragostea nu iartă, n-am crezut că pot iubi așa. Pe când împărțim aceea soartă, te doresc mai mult în viața mea. Pe când împărțim aceea soartă, te doresc mai mult în viața mea. Și-mi faci clipele senine. Tu ești fericirea mea. Iar când viața ne desparte, îți port dorurile toate și suspin în urma ta. Împart visele cu tine și-mi faci clipele senine. Tu ești fericirea mea. Iar când viața ne desparte, îți port dorurile toate și suspin în urma ta. Și dacă se poate răsi, nu un prim plan peste de un prim plan, am ochii ca broscuțele alea, înțelegeți? Două stiluri de muzică foarte deosebite. Prima, am înțeles. Prima, și... la prima cel puțin, eu zic că versurile vorbesc de la sine, n-are rost să le mai comentez. E trăirea aceea specială pentru neam, pentru popor, pentru țară, pentru ideea de viitor și de statornicie. Noi suntem aici și aici vom fi și la un moment dat ne vom ridica cu siguranță din genunchi, nu mai stăm să ne închinăm altor cotropitori și așa mai departe. Fie ei mai noi, mai vechi, nici nu contează. Eu zic că poporul acesta merită o soartă mai bună. Iar cea de-a doua melodie, da, o altă colaborare frumoasă, zic eu, cu o parteneră frumoasă și talentată, așa cum am spus, Adriana Curtu-Vaidoș. Este doar începutul, pentru că mai avem în proiect încă două melodii care sunt în lucru. Iar această melodie o să beneficieze și de un videoclip cât de curând. Așteptați să veți vedea. Și dau din casă, am aflat că Florin Mureșan cântă și pricezne, că tocmai discutam că ne apropiem cu pași repezi de postul Paștelui și că vom asculta pricezne. Deja am mai multe motive să mă întâlnesc cu Florin Mureșan la Super Dimineața. Am aflat că odată interpretează și pricesne și cu siguranță să ne vedem. Doi, când timpul va permite, doamne Adriana Trif, o să povestim de acea viață tumultoasă, pentru că în ăștia 30 de ani există perioada Adriana Trif, Florin Mureșan și vapoare și mări și acolo n-am atins subiectul, dar o să dedicăm o emisiune acestui capitol din viața lui Florin Mureșan și a mai fi capitole, cochetarea cu politica și multe altele, mai sunt de discutat. Și nu renunț, o să-mi fac temele și o să-l rog pe Florin Mureșan să vină aici alături de mine și măcar 50 de minute. Aș aduce și pe Nicolo să încerc să fac o șmecherie cumva în trei, să dezbatem de ce noi ne închinăm cotropitorilor. Adică de ce ridicăm pe Traian la rang de cultivator de minți.
Na, asta am simțit. Rosi, hai să vedem, te rog, ce mâncăm astăzi la Collection. Cine dă Lucian Costea de mâncare? Că deja am luat o raznă. Ciorbă de fasole, gulaș de porc și salată de murături plus desert. E 1 martie, dragile mele, faceți o derogare de la bucătărie. Pentru 20 de lei, dacă sunați la 0724775383 sau 0354144184, astăzi de 1 martie puteți să ocoliți, să săriți sau să încuiați ușa la bucătărie. Dacă aveți musafiri, sunt convinsă și vă garantez că Lucian Costea se ocupă personal ca mâncarea să ajungă fierbinte la dumneavoastră. Florin, astăzi a fost o zi, o dimineață plină de surprize. Da, mă bucur, sper că plăcute. Foarte plăcute. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă simt foarte bine la voi în studio. Ce pot să zic? La mulți ani doamnelor și domnișoarelor, pentru că este o zi specială pentru ele și urmează alta peste câteva zile și mai specială pentru ele. Iar domnilor, bineînțeles, ce să le urez decât inspirație în a face cadouri cât mai plăcute și pe gustul partenerelor. Deci cea mai tare urare mi-a plăcut. Dragii mei, până mâine dimineață, când o să fie o dimineață dedicată sportului, pentru că astăzi am furat-o și am dedicat-o mărțișorului, alături de mine și de Ama în studio, Marieta Ilcu Răileanu, campioană mondială la săritura în lungime. Și multe altele, o să vorbim 50 de minute despre sport. O să vorbim, o să vedeți, nu faceți sport. Florin, încă o dată mulțumesc, îți doresc să ai o primăvară superbă, un an cât mai bun și mulțumesc lui Dumnezeu că încă, dacă suntem doi și credem în ceva, deja lucrul e gata făcut. Forța crește și suntem mult mai mulți, da? Sunt dincolo de ecran. E, dragii mei, vă doresc un an mai bun. Până mâine dimineață, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți, pentru că doar astăzi contează, nu uitați, fiți buni, dăruiți și iubiți. Super, super dimineața. Super, super dimineața. Super. Duminică 7 martie, începând cu ora 18, sărbătorim femeia. Centrul Cultural Drăgan Muntean, cu sprijinul Primăriei Municipiului Deva, vă invită la un spectacol folcloric. Buchete de cântec și joc vă sunt oferite de Mariana și Adriana Angel, Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Lorena Pascu, Ana Almășana Ciontea și grupul vocal Florile Dorului. Scena va prinde viață alături de ansamblul folcloric Silvana al Centrului Cultural Drăgan Muntean, care pune în scenă coreografia lui Andrei Gabor. Orchestrația va fi oferită de ansamblul profesionist Drăgan Muntean, dirijor profesor Gheorghe Câlțea. Duminică 7 martie de la ora 18, buchete de cântec și joc. Intrarea se face pe bază de invitații în limita locurilor disponibile. Invitațiile se pot ridica de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, de luni până vineri, între orele 10 și 15.